În germană știți să vorbiți? Da. Ia zi her. Verbung, verbung, da, da, da. Și altceva. Ich, o la Leons. Eu știu ceva în germană, dar nu pot să vă zic aici că e emisiune. Da? Schnelle, schnelle. Da, știți bun. Spritzen, aber nein. Dar o știi pe aia. Ich hole dich auf. Să vă spun de ce vorbim de germană. Da. În decembrie, pe Facebook, a apărut un domn care se numea Don Don. Don Don. Da. Toți făceau mișto de el că îi spuneau Don Don să înălțăm. Și din această confuzie, săracul om, cine dă ce au toți prietenii mei români cu mine? Da. Ei, frații deci, noștri au scris. Deci a ieșit toată povestea și noi l-am chemat pe Don Don să vină să cânte. Numai că fiind în decembrie, n-a putut să vină în ianuarie, nici în februarie, că iau schi acolo, da? În martie, în martie deja s-a refăcut un pic după schi și a venit în aprilie. Da, și a venit Doamnelor în România. Doamnelor și domnilor, Don Don! Hai, da, hai, 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 hai! Te rog, Ioana. Da, stai. Să știți că este din Viena, adică e băiat bun, nu e chiar băiat rău. Noroc și eu. My name is Brad Pitt. So, why are you here? De ce ești aici? Știi și engleză, bravo, mă! I'm here because you invited me to this nice show, and also I want to see the culture and Romania, Bucharest. So it's a very nice city. You know what means Dom Dom now? Not really. I mean, it's a Christmas carol, I know that. I made the cover, and it was really a joke for me, so that's why I responded to that. And so you sing? I will play some Romanian song and also one of my songs to promote my music also. So. Okay. Okay. It's okay. So please sing. Thank you.